Și el ce făcea? Se întâlnea cu ei, mă rog, a făcut de câteva ori, nu. Dar e fani acum. Și zicea, mimi, mă sunam, băi, mimi, uite, am găsit niște oameni care își doresc foarte mult să facă cu noi și fac și eu cu ei, știi? Da, cum să mai. O suna după două săptămâni, mimi m-a încertat cu ei, nu mă mai duc. Dar las, lasă-i să facă, lasă, așa era din. Salut, prieteni! Este marți, deci este o nouă întâlnire cu Bumărul și Milenialul, adică Silviu Petcu și Alex Zob, aici de față. Suntem din nou uh, foarte bucuroși că avem un om pe care dorim de mult să-l chemăm în fața voastră și cu care să stăm de vorbă despre copilărie, tinerețe și ce face el acum, pentru că este vorba de Mimi Brănescu. IE! Yeah! Bine v-am găsit. Hai că s-a făcut un an de când tot, tot îți scriu. Ești foarte ocupat, măi, omule. Da. ce o mă bucur. Am avut o perioadă ocupată. Asta e foarte bine. La mulți ani, în primul rând. La mulți ani, la mulți, mulți, mulți ani. Este minunat să avem, în sfârșit, un om care să mai apropie cât de cât, nu mult, cu puțin, așa de și de vârsta mea. Că Până acum mi-a adus numai milenial de ei lui și nu noi. Și genzi și, gen și de toate <laughs> Și gen Z da, Chiar am plini 40 de ani, e o vârstă frumoasă. Lăsați, numai mai în halo asta. <laughs> Cum o zici da. tu pe aia cu trandafirul în buchetul? Cum e? nu mai zic asta, da. nu? Un nou, ai prins un nou, ultimul trandafir din primii 50. Groaznic! <grafi> <grafi> Uite, vezi că s-a distrat da, grozav. Da, am distrat, da. Așa e, am prins ultimul trandafir. Asta e bine. foarte bine. Bă, asta înseamnă că ți-a mers bine, ai cu amândouă mâinile, îl da. ții oh, tot bucurie. Ești foarte activ. Pentru 40 de ani reiau. Pentru da. 30 Încă de ani nu fost. lasă 40. Pentru fost. 30 de ani ești păi activ. dacă te oprești, te oprești toate. Scenarist, actor, scrii cărți. Ați venit să mă certați. cum ați să mă certați, nu? Nu, are nu, am nu. Dar cum, a, cum a venit asta cu scrisul cărții? Păi eu nu mi-am propus să scriu o carte. A. Eu am scris niște piese pe care le... Le-am tot scris, okay. le-am mai... A, și, le, le, și la un moment an... dat, ca să se închidă procesul ăsta, să nu mă mai prefac că am treabă, Aveți <laughs> doamne, eu stau și scriu piesele alea de teatru, ce am discutat acum, era un gând mai vechi. Am zis, hai mă, totuși să le publici hai să încercăm. Și printr-o conjunctură, aș zice, extraordinară, am ajuns la Florin Lăzărescu, care a zis, dau eu niște telefoane să vedem, că era o propunere, nu, n-am știut... Și domnii de la Humanitas și doamnele au zis, da, facem și așa am. Am o carte publicată. Sunt niște piese adunate într-o carte. Aș zice, de teatru. Da, asta am <laughs> Asta ca și cum ăștia de 60 plus N-ar înțelege chestiile astea nu? Păi nu, ai zis mai Parcă ai vorbit mai tare un pic Și zic mai clar Ca să fiu <laughs> deci, să... Să... că, că înțeles. Știi când mergi într-o țară străină Da, engleza se vorbește mai Foarte aplicat, tare, nu? foarte da, tare da, Ca ăla să te înțeleagă, da, știi? Păi, na. Da. Am un prieten la Lehliu Și are o poveste frumoasă vis-a-vis -vis de asta La un moment dat au venit niște portughezi Să lucreze acolo și unul dintre ei a fost invitat la masă și că su a înțeles că limba portugheză se vorbește cam așa, vorbea mai tare în română ca să înțeleagă, domne, îți place vinul? Vinul e bun? Și ala nu înțelege tată, nu mai vorbi tare, îi mă rog, da, da. da, da și l-a e... ținut o seară așa. E propoziția aia care cu asta, știu că am aflat-o eu la un moment dat când am fost în Portugalia, fiecare localnic pe care îl întâlneam îi ziceam propoziția aia cu carne de vacă nu se moare de foame. Și e identică, mă rog, identică. E foarte apropiată de, în portugheze, cu o carne de, de vaca, nu se moare de fom. Și este, știi, e... Care înseamnă același lucru. Înseamnă același a, lucru, da. Înseamnă ea, același... la înălțime, bă, ea, <laughs> ea impresionat am impresionat, adică era... era pick-up pick up line ul meu, știi? Când am un portughez, vreau să-ți zic Vreau ceva, să spun știu eu ceva în limba voastră, dacă vreți să vă dau pe asta. discuția, o concluzie fină. Noi, noi încercăm, așa, pe invitații noștri să-i luăm de la Adam și Eva. Nu știu cât de mult îți place ție să vorbești despre. Nu personal. Cu niciun, nu, niciun. nu nu Ne, ne mai, ne mai nu apropiem mă puțin, puțin. Ei, nu, știm, nu. nu știm cât de mult îți place ție să vorbești despre copilăria ta, așa, așa dar voiam să te întreb cum era lumea aia. Știu că te-ai născut în, în călăraș, ai copilărie la țară. În județul călăraș. În da, județul călăraș, într-un în sat de la țară, nu? Nicolae Bolcescu. Nicolae Bolcescu. Gara, Gara Preasna. Lângă Lehliu-Gara. Eu uh, m-am născut la Lehliu-Gara pentru că acolo era maternitatea. Așa apare în buletin și acolo am făcut liceu, apoi școala și... Da, sunt uh, din Gara Prezna. Și cum era? Ce amintire ai din, nu știu, primii șapte da. ani, să zicem? Extraordinar. Deci, 80. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Probabil cu multe lipsuri nu le-am... Nu le târziu simțit. am început. Am, de fapt, după Revoluție, parcă au început să apară problemele. Aveam 16 ani la Revoluție. Dar înainte nu, toți aveam la fel, toți eram la fel, toți. Niciunul nu avea pantofi, niciunul nu avea minge, niciunul nu avea două tricouri, niciunul nu avea bocanci de iarnă-iarna. Iarna. Nu, nu am, nu am decât amintiri, așa, extraordinare, câte mai am. Știu că am, am citit într-un interviu că, legat de jocurile astea ale copilăriei, uh, vă jucați uh, cu cutiile de, de chibrite, nu? Da? cartoanele. Hanu. Știi? Cum? Da. nu știu cum era. Știi la ce mă refer? Da, Că da, 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 am da, da, avut da. Hanul. La fost un. Da, zi un pic pentru context, te rog. Păi se trăgeau, cum se juca cu cum să le numesc, coperțile de la chibrit. <laughs> exact. Și față și dos. Și da, dos, da, exact. Verso. Da, 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 se făcea un cerc și o se trăgea o linie la o distanță în funcție de cum aveai trotuarul de lung ca să Corect. da, când înghesuiam la ăla care avea trotuar. Și cu lanț, cu chestii da, pe care o numeam târșă îi spuneam noi, de la calea ferată, de la traverse, se scutea un cauciuc de la aruncai și cu papucul jucai cu ce aveai. Devenisem foarte buni. Cu lanțul aruncai așa prima oară de la cerc, unde puneai miza. Domne, pariez un carton de valoarea 50. Ăla la alt venea cu 5 10. Mă rog, echilibrau toții. Și aruncam prima oară de la cerc la linie și care, nu, de la linie la cerc, și care, dacă puteai să le iei din prima, dată se întâmpla rar, atunci erai un mare jucător, dacă nu, ordinea era apoi care e mai aproape de cerc, ăla de primul și tot așa, știi? Și dădeai până se terminau cartoane. Dar se termina cu bătaie mereu. Se froi. Era o, o mare, mare pasiune cu... Avem o pungă așa plină de ce era acolo Dumnezeu știe și jeg și praf și, muci. Da, și în funcție de imaginea, imaginea cutiei, că unele erau le mai frumoase, Avem un clasament, dar asta am vrut să întreb le, cum erau le, clasament 5. adică cum... hanul era cel mai valoros și a circulat la un moment dat în sat la noi hanul, era un carton de plastic unguresc, cred un chibrid ăsta și era un han desenat, dar era altfel de material, era mai plasticat. Arăta mai era. profesionist așa. Mamă, cine avea hanul era... Am luat la șuturi în cur, că îl furai, veneau prieteni, au fost trădări mari pentru cartonul <laughs> ăla. Dar asta până 8-10 ani, nu știu cât așa. Cu alergat, cu părinții, băi, nu mai dați hanul ăla, dă-l dracu să-l au scos din joc, l-au scos, că nu mai l-au făcut să dispară. La... La era de dar cine sta, Cum, cum 5, 10, era de neatins. Dar cum stabileați valoarea? Adică păi, 5, în general, 10, 100? erau florile 5, parcă mi-aduc eu aminte, fețele erau 1... Și eu aia mai mari și mai șmecher, ne dădeam știu, gură, și știu, în curs și am vorbit 25. 25. Na, zic că nu e așa. S-a terminat și la sfârșit dacă le luam ne furau și punga și se rezolva. Plângea. Știu că ai fost navetist. Mult am fost navetist, da. Cum da? era viața de navetist? Ai făcut, acum, doar în, doar în liceu ai făcut doar în liceu? Doar în liceu. Doar în liceu, patru da, ani. Aș zice că. Nu știu, atunci. nu îmi Era frig, așteptai trenul, dar era mai mulți. A, cu trenul făceai, nu era cu o tren, rată ceva? Cu trenul, o stație de tren. Uh -huh. Da. Te urcai în tren, mergeai, făceai șapte minute până acolo, zice, nu venea trenul la timp. Nici Asta era. Întors, și atunci, era, și acum. Dar eram o gașcă, râdeam, lumeam, nu ne dădeam seama. Veneam, mereu înghețați, ajungeam acasă flămânzi. Erau trenuri la alea da. grozave unde nu se închideau Ac... geamurile, nu se închideau da. ușile. Exact. Privind acum retrospectiv, cred că era o nenorocire, de fapt, nu știu <laughs> ce naiba să fie. Nu aveam nici să udau ghetele, aveam da, da. proaste, în... floată. În... Da, avei, avei, profesori, acum când te uiți, acum, te uiți în spate, aveai profesori care ți-au rămas așa la suflet, profesori mișto, care te-au... Da. Da. poate te-au ajutat să, să te duci pe drumul ăsta? Știu da uite de exemplu, cred că dragul de scris, dar atunci nu mi-am seama l-am prins așa când la liceu aveam o doamnă profesoară care din păcate nu mai este Dumnezeu să o odihnească, doamna Iancu care a venit la noi într-a 11-a, eu dintr-a 11-a, mă rog, era liceu economic, la Revoluție a devenit teoretic și eu m-am dus la filologie, era real și uman, filologie și acolo făceam mult rom literatură română și țin minte că cu dumneai ei, ne-a îndemnat să citim și dumneai știu că datorită dumneai am vreun trimestru de fapt datorită dumneai cu dumneai am vorbit, de exemplu, despre două cărți, nu în cer și mai trei le-am avut un an de zile. Le citeam și ne întreba, dar dacă personajul ar fi făcut așa, dar el ce credeți că s-a fi sfâr... făcut da. Sfârșit bine? Sfârșit alternativ pe care trebuie să-l a fi făcut, făcut bine, dar voi cum ați fi făcut? Dar e frumos cum a făcut ăsta și nu știu. Și te obliga să gândești. Asta Atunci e extraordinar. Prima oară mi-am dat seama că... Adică se poate... Atunci m-am gândit prima oară că ăia care au scris e foarte posibil să fi greșit. Că sens... Poate e alt final. Da, că să fie, noi să fi găsit un final mai bun, de ce nu? Sau el s-a grăbit, sau ea, sau autoarea, știi? Așa, am pus la îndoială pentru prima oară și am și început învățat să gândim așa. Am învățat, mi-a plăcut mie, că altceva nu mi-a plăcut. Nu, altceva nu. Și nici aici n-am fost vreun premiat Dar asta mi-a rămas. Mai era o doamnă, doamna Silvina de biologie și chimie de la liceu, de la școala generală tot așa o doamnă extraordinară, doamna Bubârcea, iar învățătoarea noastră de la... Am, am avut noroc de profesori, unii dintre ei extraordinari. Nu te mai întreb că dacă ai zis că asta îți plăcea și nu te mai întreb de celelalte matematică. Nu, n-am fost bun la nimic. La nimic. Am fost praf la chimie, transpiram, nu, nu era panică așa, știi? Nu am... Nu-mi intră, eu nu știu, nu, nu înțeleg. Dar nu trebuie să-i trebuie la toată lumea. Noi, da, Ai... dar la noi e povestea asta cu matematica. Dacă nu suntem buni la matematică, suntem degeaba. Ce rost mai are? Și la de copiii de mici. Am dus-o pe fimea la școală și la, mă rog, la acolo unde era și făceau în fiecare săptămână și era clasa întâi. Îi ducea la canguru la, și îi aplauda în fața clasei pe aia care... Și am zis, doamne, doamne, nu, noi... eu, mama copilului, suntem muci la matematică, nu înțelegem. Copilul ăsta cu cine să se men. Nu mai, noi nu vrem să fie bun la matematică, nu ne interesează. Păi și cum o, domnul domnul Brănescu? Ba da, da, eu sunt un exemplu, că uitați, am ieșuat în scris, în actorie, în altă Exact, ele. da, da. Nu sunt un matematician grozat, trebuie... dar, dar, mi-e frică, încă mie mi-e frică de ea, nu înțeleg, mi se blochează capul. Acum, matematicienii cu matematica sau matema, iubitorii de matematică, să nu așa cum... Avem. Eu am și acum coșmaruri de legate de matematică, jur. Acum, la vârsta asta. Vă că, că, dau nu și că nimic. Că... Da. Adică e drumul cel puțin la chimie când s-a făcut facurile la prima da, or... da, 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 da. Când a început să crească și eu, drumul ăla, doar, doar până în clasa 10 am făcut chimie. Dar în clasa 10 am că adică, am era și domnul profesor, așa, bici. Și bici, adică bici, nu bici. Aspră. Mă rog, verbal nu era săracat, na, era ok. Și mi-aduc aminte drumul ăla până la catedră, că mi s-a capul. Venea să plâng, bătea inima, aveam atacuri de panică, așa cred. Clar, Acum clar. nu știam cum să numesc. Da. Și mi s-a îngeniat privirea și eram bou. Bou, da. orice mă întreba era în poloneză. Siliciu, clar, <ră> Bine, dar asta înseamnă că uh, partea... Uh creația și teatru îți plăceau din, din liceu sau mai târziu? Nu aveam ce înseamnă, Știu A că ai prate. vrut să dai la jurnalism. Da, e o poveste frumoasă, nu știu dacă să o spun. Hai, spune-o, că mă dacă, tăi ea, montaj, dacă e tăiem la montaj, dacă nimeni. Mă Știi no, cine mai stă să eu, taie acum? E o că uh, fratele meu a făcut un spectacol de teatru ale Hliu, a fost revoluționar acolo, a ceva de nu ne intra în cap, cu vița da. roșie, cu o trupă de acolo, cu dans, cu breakdance. Și acolo a fost așa primul gând, apoi, mă rog, să. Era cu mult mai mare ca tine? Mai este mare cu, cu mult? 4 ani. Este. Patru ani. El a făcut regie, apoi a fost niște probleme cu mama, a murit mama. Pot să zic că a avut mai puțin noroc în ceea ce privește drumul ăsta artistic. Mai când începuse și el să întâmpla așa. Câte o chestie da. Și, da. Nu e și stai că am vrut să zic ce am vrut să zic. Hai să de jurnalism așa m-a dus el la uh, un nene profesor universitar să mă pregătească pentru jurnalism pentru jurnalism și eu credeam că făcusem la liceu franceză cât făcusem când v-am zis în afară de orele alea cu doamna Iancu unde căscam gura și îmi plăcea în nu nu am, fost, am fost un elev foarte prost. Aș zice uite în clasa 11 auzic și pe asta când a venit doamna dirigintă să citească mediile. Eu cu colegul meu și prietenul străjanul, eram mai petrecăreți, și am început de sus în jos, de la primul numele, bam, 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 și eu cu așa, bă, de jos în sus, așa, așa, așa bă, nu suntem ultimii, bă, nu suntem mulți. bă, urcăm, urcăm, nu zicea numele noastre. Și am ajuns la primii zeci și zis, bă, nu se poate, n-are... Nu în primii zece. Primii cinci, apoi tot așa, a început să se devină panică, bă, nu putem să fim noi primii doi din clasă la medii, zic, știi? Și la sfârșit a terminat și nu ne-a zis, nu ne spusese numele. Și am zis, doamnă, Dar noi? eu cu prietenul, cu băiatul, și a zis, nu v-am zis numele? Nu, a, a, Brănescu și Streja. Era ultimii. Erați ultimii, dar primii pe pagina versul. Da? Chiar ultimii, și la jurnalism, să zic și asta, credeam că știu franceză ceva. Era în capul meu. și am acolo la un nene și mi-a zis, domnul, băiete, știi că de anul ăsta E obligatoriu, sunt obligatorii două limbi străine. Da. Ok. Tu ce zici că știi francez? Da, franceză știu, mai trebuie să învăț una. Eu eram, dar m-am dus în mai și examenul era în septembrie, adică nu era o problemă. Cam atât de avion era. <fie> în trei luni tu de gata, așa doua Da, limba. și omul zice, hai să dăm totuși un test, uitându-se la mine așa, un test la franceză, că Poate mai sunt unele lucruri de adăugat și azi. nu o dăm deoparte, să ne ocupăm doar de cealaltă. Am dat testul și o veste proastă mi-a zis, nici franceză nu știți, aveți două pe care trebuie <gătări> Și atât a fost contactul, relația mea cu jurnalismul, știi? a, a deci ai ceva... lămurit atunci. Numai tatonarea a fost, atât. O întâlnire, așa, m-am gândit eu trei săptămâni, frate meu care m-a ajutat în multe privințe, când îmi venea cu o idee, hai că te duc eu, fiind mai mare, găseai el pe cineva să... Mă duceam și altă dezamăgire, plecam acasă cu coada între picioare. Știu că după aia ai dat la păpuși marionete. Am dat. Ai dat de, pro -două de, profesorul ori, cu care două ori. Mă meditam eu acolo, că n-am nicio șansă să intru. Eu bă, ia de la țară, nu aici, să intră pe... Dar n-ai dat direct la actorie pentru că ți era frică? Da. Pentru că ți era frică, nu? Da. Era concurența Erau mult, mult mare. mai mare. care ne pregăteam acolo la domnul acesta, erau mai spirit ca mine. Eu îi plimbam în câinele, eu, eu ajungeam ultimul. Mă rog, nu mai contează. Și, na, da, apoi când am intrat, da, la actorie, am intrat. Și Prinzând da. mai mult curaj, poate, între timp, abar nu Știu că ai fost și uh, profesor, profesor suplinitor de sport. De ce unde veți astea? Le-am zis, nu? le-ai zis la un moment dat. Da. Asta, de exemplu, e dintr-un, adică în eu știu, dintr-un uh, interviu de la adevărul. Când erau, da, ei, vechi, înseamnă. Da, uh, am fost diriginte la clasa șaptea. Acolo, la gara preaznă, la Comuna Nicolae. Deci în comună, acest... chiar în comună. Da, da. Am dus la doamna directoare. Dar cred că aveai cât? Aveai 19 ani? 19 ani eram în flăcările alea mari. În căutări, ca să spun așa. Și ți-a plăcut experiența? N-am înțeles nimic. Eu le am predat. Am predat. Am agricultură, sport și nu mai știu ce, era, nu mai de astea. Și eu le, le puneam Phoenix. Mă certau, doamne, nu pot să nu. Vor ori ne jucăm fotbalul, ce să le fac? Și mai vorbeam așa. Și acolo e o experiență drăguță că la un moment dat am întrebat băieții din clasă, la dirigenție din clasa 7, ce vreți să vă faceți? Dar voi ce vă doriți? Eu încă cochetam așa cu actoria, mă gândeam eu că poate vor, dar era un vis așa. Și mi-au zis toți băieții din clasă că vor să se facă tractoriști. Toți? Fără excepție. Nu că erau săraci, erau unii, n-au ajuns toți tractorii. da? A, a, așa era Asta era nivelul, da. asta era orizontul. Atât îndrăzneau să, visească, să viseze cumva, da. nu că nu meritau sau nu ar fi făcut mai mult, că nu știu fiecare ce a făcut. Când ai intrat, știu că ai fost la, la clasa Olga Tudorache da. cu asistenta Adriana Popovici. Ea a venit mai târziu, Adriana venit mai târziu. da. Eu am avut tot pe Adriana Popovici Deci Peste... să nu vorbim despre ea Nu, Peste... Ma, nu putem să vorbim okay, dacă... uh, Cum a fost? Adică uh, nu te -au, uh, nu, erau niște profesori, nu erau niște profesori Care te te stânjeneau? Care te uh... Uh, Primul an În uh, primele zile și Primul an, de fapt, mă toți Profesorii din școală Că erau numai când trecea Dem Rădulescu, înapoi da, da, trecea da, da, Florin Zamfirescu, da, da. ieșea Olga a intrat Sandamanu, era stăteam numai așa, tot, să rămână bună ziua, să rămână bună ziua, ce să nu sunt înjenit, au pe mine m-au copleșit, da, copleșit, da, nu? da, da apoi am început să ne prietenim. Să... să vedem că sunt oameni și că sunt oameni mișto și că stai că ei de fapt vor să ne ajute nu să ne mănânce și tot așa și ne-a plăcut apoi, mă rog. Știu că la fel ai avut o întâlnire foarte mișto cu Adrian Pintea. Da, păi datorită dumnealui, vreau să-l odihnească, cred că am El, el m-a plăcut foarte tare. Eu, Era în comisie tot, la... Tot fratele meu -mi m-a... Mi-a zis el, voi vezi că să face o pregătire, o pregătire. Adrian Pintea la teatru, nu era ceva ascuns. Bă, de studenți. Nu era cu bani, nu era o chestie. De... Făcea din pură pasiune. Da, să le dea o idee, o să faci ce am rezolvat, a zis, intre acolo și direct și când am intrat acolo era o sală plină cu mulți doritori de a vorbi cu a zis, domnul da, Pintea. Nu, dar ai, un monolog, o poezie o... și mi-a venit și mie în rândul am zis și a fost foarte drăguț și mi-a zis să, uite, i am învățat un monologul ăsta și mai vii că mai fac nu știu pe cât, mai zici dată. și a doua oară am început să zic că de-astea care să te încurajeze, colegul hai că o să ne vedem, cred eu că l-am impresionat ceva i-a plăcut dumnealui. Da. Și eu cred deci asta a fost toată pregătirea Eu așa a... cred că, că dânsul m-a vrut probabil la comisie, a zis, băi, iau pe ăsta, Ia-l pe ăsta sau nu știu. Cred. Yeah. Deși nevastă mi-a intrat, noi am făcut un schimb. Așa am aflat și eu după. Pe mine mă luase Florin Zanfirescu, soția mea a terminat la Florin Zanfirescu, la domnul Zanfirescu și, și eu am terminat la Olga, dar la inițial pe mine mă luase Florin Zanfirescu, și pe ea Olga Tudorache. Și ne-au au făcut schimb. Dar bănuiesc că doamna Olga de m-a vrut că m-a vrut, mi-am făcut eu niște. Toate niște tot... Babula. Abar n-am dacă e așa, e numai la mine. E scenariul dar, tău știu, ăsta. Că, că m-au dorit mult cum ar veni ca pe fotbaliști, domne, l-am vrut pe ăsta. Nu știu, abar domnule. nu, mi-a zis nimeni niciodată, băi, eu atunci... ne am, noi am stat și am ajuns de multe ori la, la Adrian Pintea în discuțiile pe care le-am avut cu, invitații noștri și majoritatea astea asta ne ne spuneau despre el că era un om extrem de, de cald, da, un da. partener senzațional și eu am o, am și o era ușor să vorbești cu el. mi se pare o mare calitate. Eu la fel când am dat Cubinele. am dat admitere, eram absolut ud, deci nu mai știam de capul meu cum ce foarte sau... bine. Hmm. Cum și aveam fie? un monolog în care trebuia să cer o țigară. Așa începeam monologul meu mă duceam la... Uh, asta era regia, practic. Mă duceam la masă și ceream o țigară. Și uh, îmi, făc, îmi făcusem tot felul de filme, că dacă nu mi dă nimeni țigară, ce se întâmplă? Se duce monologul, la revedere. Și uh, m-am apropiat de masă și m-am dus la Adrian Pintea pentru că l-am văzut, cât că era singurul care uh, se uita la mine cu un zâmbet și cu o căldură da. fabulos era. Mi-a întins țigara și mi-a dat, pur și simplu, mi-a dat curaj. Mi-a dat curaj știu că îmi tremura mâna pe țigară când am luat țigara aia, era... Nu mi-e nimic străin, mi de ce da, zici? Da, da. Deci nu, când... a trebui să mă, mă gândesc bine, să nu mi o bag în nas, știi, că deci nu mai știam. știam. Dar uh, omul era, într-adevăr, fa fabulos. Eu, am când am intrat, m-am împiedicat direct de practicabil. Ah, direct, adică... Buz, drag n-am căzut, dar... Hă, hă. Așa că... Ca... Dar mi s-a anulat tot. Vai de vine. m am desumflat. Și cum a, cum a fost examenul? Mi-au zis, era domnul Albulescu, țin minte, pe dumnealui l aveam și nu mai știu cine era, că era prima probă asta și nu erau toți. mi-a zis, vreau să... Da, cum te cheamă? Și de ce? Ai supărat? Păi, nu, domne, nu are nimic. Am <laughs> mai văzut proști cum a Hai să vedem dacă și... <laughs> dacă și știi ceva. Și a zis, zine-o ceva. -o. Și a zis, cum? O fabulă, cu ce să încep? zic, o fabulă. Ia zic, bă, băiatule, o fabulă. Zis acolo și după două strofe m-au oprit. Mai ok. Și am zis, acum gata, pentru că povestirea o zic că mă, mai, mi se părea că mă relaxați. O zic pe scaun, mi -am, pot să iau un scaun? Zic, gata, mă, gata, băiete, a zis, gata. E suficient. Păi nu că am, erau mai multe, stați că... Stați că am și... Și e... am zis, am picat, deci m-a... terminat. Și am zis, aoleu, și... Gata! Ah, ah, Am plecat așa foarte trist și când am deschis și am strigat și mi-a zis, alo, dar ne da. mai vedem. Oh, ne ținem. Ai respirat. Probabil că eram... Pai de mine, Crezi da. că e o loterie? Ceva le place, ceva, da, nu, da, e o loterie, habar n-am, câteodată greșesc și ei, ai fost în comisie vreodată sau nu, da, e... poți să, îți place sau nu-ți place. Găsești ceva, găsești are chestii, ceva are și o chimie, apoi te lupti pentru el, probabil în timpul școlii sau rămâi cu o simpatie, o ceva. Dar nu știu, cred că și greșesc. Nu. Mai ales cum erau atunci, eram nu știu câți pe loc. E Dumnezeu, eu așa cred. cred că i-am rupt eu cu au Băi, ăsta... Fabulă că la, la Caragiu, Domnul Hai Lugul cu Lănescu. el lângă Caragiu, lângă ăștia. Acum, că e... sincer, eu știu o poveste, e sigur... Nu, nu o să-ți placă, dar o spun. Eu am auzit că în perioada respectivă erau profesori care te comparau cu Toma Caragiu. Sincer. Pe da, mine? Pe tine, da. Ah, eu am glumit. Nu, eu vorbesc serios. Eu chiar vorbesc serios, serios. <laughs> ia, auzi. ia auzi. Ia Acum, sincer, chiar nu, nu, nu fac mișto. La ce se Nu știu, probabil că erai un part... Din ce mi-amintesc eu din interviul pe care l-a dat cineva, au vorbit aici, aici de mine? Un, nu, nu, nu. E un interviu scris pe care l-am citit la un moment dat și o colegă de, a, de ale tale zicea ce de genul că Adriana Popovici te compara cu Toma Caragiu, că ai fi un partener foarte bun, că ascultai foarte bine. Sincer, Nu. Iată. Nu știu. Iată. Uite, vezi câte lucruri află dacă vii să vorbești cu ăștia alții. Olga Tudorache cum era? am mai spus asta, din păcate eu am înțeles mai târziu ce ne spunea era o mamă extraordinară așa o... Regina mamă deși părea dură și toată lumea și nouă ne era frică la început era așa doar că nu ne făcea fundițe dar ne-a și făcut era foarte foarte caldă și așa și, și un... un, pedagog extraordinar dar cred că eu am început să înțeleg mult mai târziu după ce am început să profesez cât am profesat și eu, ce ne spunea dumneai ei. Atunci înțelegeam, a, acum cred că se potrivește de ce. Că atunci, nu știu, nu... La 20 de ani... Venit direct de pe navetă, în actorie, a fost cam brusc așa. <laughs> Până am învățat să nu mai trag nasul, <laughs> am ajuns mai târziu la actorie, la subtilități. Da? Am avut răbdare cu noi. Și în momentul în care ai terminat facultatea, ți-a fost greu să îți găsești drumul? Sau ai făcut niște lucruri ce din facultatea? Ce drumul? La ce te referi? Adică să ai activitate practică. De obicei asta se întâmplă. Termin eu facultatea jucat, și dacă nu faci nimic în eu timpul am jucat din anul 4 e complicat. Nu știu, am avut două spectacole la Bulandra. Okay. În care jucai. În care jucam și normal ar fi trebuit să mă angajeze. Că așa era, adică a urmat să mă angajeze. Uh -huh. Dar n-am vrut să mă angajez e reală povestea, nu o să povestesc toate detaliile, că nu i frumos să fac oamenii să... dar nu m-am angajat în primul și în primul rând pentru că uh, nu mi-ajungeau banii să trăiesc în București. Erau niște reguli atunci, n-aveai voie, nici n părus alte chestii și deși aveam colegi care ziceau, domne e bine să te își deci doreau să se angajeze într-un teatru, de fapt angajarea te ducea în mizerie, te arunca direct, că n-aveai voie să faci colaborări, nu te a, faci asta să faci era... ceva. Și acolo, făceai niște figurații, probabil, habar nu am. Nu cred că mi-ar fi dat mie Hamlet cum m-ar fi angajat. Și așa a fost la mine în cap atunci, plus că n-am avut o relație extraordinară cu directorul de atunci, nu mi-a plăcut nici felul în care mi-a propus să mă angajez și atunci am zis nu prea mă interesează. Eu mai târziu, dar atunci am fost erou în ochii mei. Și, și fragea a început, început lumea independentă, independentă, direct. Marian Râlea să-i dea Bine. Dumnezeu sănătate multă, multă m-a făcut cu Gabriel Spahiu, cu Adina Cristescu a murit și ea săracă, am să o odihnească și pe ea, de curând. Moș Crăciunii, tombole ne trimitea să facem și așa, câștigai un ban ca să trăiești de pe zi pe alta, știi? Am citit acum ceva timp postarea pe care ai făcut-o pe Facebook când a fost ziua a, lui Marian Râlea, așa mi a părut e. foarte frumos. Așa, da, a fost așa sinceră și cred că da. e nevoie să zicem și mulțumesc. Din când încă, măcar să zicem, dacă nu, să facem ceva. Mă uit la el mai mult pentru că el mă întreabă, dar mă uit la tine, dar... scuze -mă. nu că te... E... Hai, Gata, acum vorbesc mai. Da, 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 Eu nu. Mă eu uit la tine, că cu, cu tine vorbim. Am da, văzut că știu. tot te uiți în colo și se nu? De acolo mi-au gândurile, din tinerii. <laughs> asta e foarte bine. Deci, practic, tu ai intrat direct în piața independentă de. Da, am murit ce... de foame de la început. Ai, ai murit de foame de, de la din început. Din facultate, din liceu am murit de foame. Bine, asta să spune că nu era datorită ție, ci erau conjuncturii și a ce s dar după aia ai luat viața în mâini dacă ai fost independent. După ce m-a trăit viața pe jos, m-am ridicat și nu pot să zic că am luat-o în mâini, m-am agățat de ea. Și când, când ai început să scrii? Sau deja început să, să faci? Am scris nu știu, la un moment dat am intrat în contact cu un calculator mai contează. Și nu te-a speriat? Nu, și mi s-a părut așa să pot să scrii cuvintele alea. Mă rog. Da, și am scris eu niște poezii, nu mă și atunci niște scrisori. Uh, asta pe -un timpul școlii, cumva. Uh, și apoi uh, am început să scriu uh, după o discuție cu Leonid Doni, uh, cu mai mulți colegi. În vremea aia se făceau spectacole foarte scumpe, foarte elaborate și cu scenografii grozave așa, după părerea celor care le făceau. Dar nu... Și nouă ni se părea imposibil să facem vreodată un spectacol așa. Și am văzut de altfel de spectacol, așa cu niște actori care, cum ne-au învățat la școală, vin și zic cu monolog și se ceartă între ei, nu puteam să facem și noi. O masă, două scaune. O masă, două scaune. Să ne permitem, adică nu a venit nimeni să ne vadă. Deci din, și din, nevoie, practic. Din nevoie, da, că nu te băga nimeni în seamă și... Și așa am zis, hai să scriem noi, dar textele erau scumpe. Nu știam, era bramburel atunci, nu înțelegea nimeni și nu știam noi drepturi de autor. Era ceva foarte complicat, oricum te băga nici ai în seamă. Și așa am făcut Gunoierul unde a scris și Spahiu monolog. Gunoierul a fost prima... Da, 2002-2001. Da, de acolo a început povestea cu scrisul mai clar, pentru că am fost la Teatru Pod, unde domnul Neaum, Naum ne-a găzduit. După ce ne-au dat cu șutul în fund mulți oameni, și aici tocmai spuneam <laughs> așa. Uh, și uh, aici ne-a primit, dar prea târziu. Și de acolo ne-a preluat Teatru Act, au venit domnul Davija și domnul Iureș... Și după povestea asta au început să zic că oamenii pentru ce s-au mirat, că bă, tu scrii, Pii? adică ch chiar așa chiar a ajuns, e a ajuns pentru oricine, <laughs> dă-o dracu, cât de așa, și au început să înceară, vrem, scrie-ne și nouă, și m-am luat un pic în serios, mă rog, sunt mulți pași, s-au întâmplat multe în perioade aia, dar ușor, ușor. Ai foarte mișto asta, că practic... Exact cum zicea Alex, din necesitate, din... Bă, trebuie să... Din foame. Să... E, e, foa... e cea mai bun driver. O, foame, da, de aia, de, realmente. Da, 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 da. sunt Ai, de acord. Și disperat și m-am întors, am plecat, mi-am dorit toată adolescența să plec de la țară. M-am întors cu coada între picioare. Și am Era... și reușit cum ar venit că intrasem la facultate. Era... Păi stai puțin, că nu, nu intra oricine. Aia, nimic, ce, ce, Dar ai și terminat-o bine, adică a fost ok. Am fost șef de promoție, am luat nota 10. Șeful, da, la... despre ce vorbim? S mă întorc așa după 2-3 ani acasă și zic, ce, nu, ce înțeleg bă, părinții, ce, ce, face? Am zis, nu. Mă rog, așa, eram mai mulți, iar ca și copilăria. Toți trăiam la fel, nu erau unii mai bogați sau unii mai de succes. Și cumva s cernut așa, unii au făcut, alții nu, dar nu ți era greu, că eram o generație așa, eram... Nu avem ce să facem. Și ți -ți au avut ce foame. venea forma asta constant, tot revenea, revenea. Nu aveai să stai, nu aveai unde zi. Și a, a apărut povestea asta cu scrisul, care n-a fost așa. Sunt a... convins că n-a fost de scris-o de pe zi pe alta, a Așa, mai cerut unul, m-am mai scris ce le-am aruncat. Și apoi odată s-a hotărât așa, s-a să... planetele. Știi ce vreau să te întreb la asta la primul text, la Gunoieru, la... A mai fost cineva care să facă o, o supervizare a textului sau tu ai fost singurul tău, adică cineva din prieteni sau singur tu. Nu e acolo. A, erau. Am făcut eu, m-am scris. Adică ai avut focus grup sau n-ai avut focus grup? n am avut, eu am scris, păi da, și. s-au bucurat sau mira că le-am pus cap la cap că există o ceva, eu știu acum ziceau băie foarte frumos. Da. Bun. Ce piesă frumoasă ai scris. Niciunul. La sfârșit. Da. A mers. Eu am văzut că abia venisem, abia, abia, venisem, în București, cred că, și am văzut la Deco De Am văzut gunoierul cu Neamțu și cu Bobo. Da, cred că. Toate, toate treceau prin Leonid. Da, da. Leonid, eu i-am spus la un moment dat că între mine și el și încă câțiva prieteni, eu eram cel mai autor. <laughs> i-am zis, Mimi, Leonid, de câte ori vei vrea să montezi, să joci? De, adică tu ai drepturile de la gunoierul oricând, nu, nu e nevoie. Și el ce făcea? Se întâlnea cu ei, mă rog, a făcut de câteva ori, nu. Dar e fani acum. Și zicea, mimi, mă sunam, băi, mă, uite, am găsit niște oameni care își doresc foarte mult să facă gunoierul și fac șoc cu ei, știi? Da, cum să mă. suna după două săptămâni, mimi m-a încertat cu ei, nu mă mai duc. Dar ei las, lasă-i să facă, lasă, așa era din. <laughs> Așa cred, acum poate mint, îmi cer scuzele. M-a da, nu, da. nu mai pot da, nu mai, Nu, nu, nu mă înțeleg cu ei, dar lasă-i să facă, lasă-i să facă. M-am locuit, am plecat, nu mai... Și a fost de vreo două, trei ore așa, știi? Da, da, da. Cu bobone, bobonete. Nu? Era, era unul dintre astea, da, da, da. știi? Nu știu dacă a jucat sau nu. Uh, cum, cum a fost la un cartuș de Kent? Cum a fost experiența? Foarte frumos. Una dintre cele mai frumoase ale mele... Profesional vorbind, A fost și întâlnirea cu Puiu, care. Cred că atunci a fost, fost prima, nu? Prima a fost. Și Știu că uh, filmat și luat. A luat premiu. De aur, Da, la scurtmetraj, nu știu, la Berlin. Și cu domnul Rebenjuc Am văzut și un actor cum funcționează. Un actor generos, cum e domnul Rebengiuc. Un actor uriaș, care. S-a filmat numai asta, zic. Și na, știi, că ne tot loveam de povești cu actori mai în vârstă, n-a apărut nimic după noi, ei erau cei mai nu știu cum și... Nu, oh, drag, mă, a venit, am avut trei zile de filmare, într-o zi a fost camera pe dânsul, într-o zi pe plan general pe toți și ultima zi pe mine. Și în prima și în a doua a făcut la fel. Idente, da? Na, în ultima zi să zic că, mă, Păi știu acolo. Nu mi-a zis odată, zi mai tare, fă mai nu știu cum. Haide, haide, hai că e bine, hai că e bine. Atât mi-a zis. Că eram, îți dai seama. Joși cu Rebenciuc în Și cază. prima oară și eram și așa. Și... A fost o experiență foarte frumoasă. Și atunci și, și, Cristi Puiu și domnul Victor Rebenciug au fost pentru mine o întâlnire foarte importantă. Fiecare dintre ei. Că apoi a mai fost fiul domnului în Două filme. Te așteptai după după filmul ăsta și, mă rog, după premiul pe care l-a luat, să se întâmple lucrul, ai zis gata, o dau lovitura. Atât am așteptat. Aveam gunoierul și asta. Mergeam la două capete. Nimic. <laughs> Nimic nu s-a întâmplat. Nimic. A <laughs> trebuit să muncești mai departe. Nimic. Și cronica care a apărut în ziar, prima cronică, a fost uh, uh, o a Mimi Brănescu. Au. Eu nu jucam, jucam un prieteniță, o dar probabil că numele meu... Mimi, da, 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 A, băi, varză, am da. Bă. e, varză. zis... Dar nimic, ca așa la român, da, când la noi... Eu asta am, am, simțit mereu de fiecare dată, nu de la zero, parcă ești cu un pas mai în spate. Că intenționat nu aduce nimeni vorba despre aia. Știi, te întâlnești și nu în o să zică, băi, Ceva de bine, nimic, sau... nu zic nimic, stau așa, se gândesc la ei, asta a trecut. Acum știu să zâmbești și eu, am învățat. Hai că ți iese. Mm -hmm. <laughs> am învățat să zic și bravo, interesant, foarte bine. Că se în orice prostie să zici un lucru frumos. Interesant cel puțin asta. Interesant că este... Interesant, a avut tu, un da, băi, pe mine. Când aud interesant spus, e clar, n ori n-a văzut, ori n-a da, înțeles da, nimic, ori... Da. E... Cea mai mare placă cu mișto. Iar e place. Bă, mișto, mișto, foarte mișto. Poți să fumezi? Te rog, te rog, te Cer scuze. Ce da. scuze telespectatorul. <laughs> n -ai ce faci. Asta e electronic, nu? Da, este. Dar cum funcționează asta? Încălzește puțin tutunul, nu? Nu e. Adică nu e de este foc. ceva, de, ar fi trebuit să învăț fizică, chimie, matematică. <laughs> Se încinge și eu trag din asta și iese un abur Am sănătos. Teoretic. Da, să aprinde un LED când știi tu că trebuie să tragi și o da. instantaneu. Dacă vrei, îți dau să fumezi. Nu, 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 nu. Da, nu, asta nu mai aici. doar trabucuri. Aici se ține la încărcat, când se încarcă, bagi. Urma, scozi, următoarea întrebare era dai, cum dracu să încarcă. Când, îi dai, îi bagi. Gata, am am Iartă-mă că am divagat. Și când gata. pornește, face tot. Are un... Trem. Are un vibrato. Vibrato fin. Poți să, ne, poți să ne împărtășești un pic din, din procesul tău creativ? Cum scrii? I cum. Nu pot să-l spun nimănui că nici <laughs> eu nu știu. Știu că ai făcut un workshop acum. <coughs> Scriere uh, dramatică da, la da. Teatrul Odeon. Cum a fost? Am făcut și la Național înainte. Ai făcut și la Național înainte? Asta da. a fost ultimul în octombrie-noiembrie acum. Am făcut nu? și la Timișoara online, că era pandemie. Atunci a început. Îmi place, să-mi placă, la început mi-a fost frică și ce vrei să-ți răspund? Întreabă-mă și eu, păi, zic zici tot eu, adevărul, zic zi, tot. Zine un pic, dacă poți să ne, să ne zici ceva de, de cum scrii tu, dacă poți să ne zici tu cât mai amănând vrei tu. Îți faci o schemă, schemă scrii pe cap, laptop, scrii pui... de mână. Uh... Scriu la laptop. Ok. Îmi place să șterg, mă panichează așa, nu, nu mi-apar clar frazele în cap ce trebuie pusă, trebuie sculptată în ceva, bătută în piatră. Nu, le așa. Am învățat acum tot felul de... E mai ușor. Nu e mai ușor, am mai mult curaj să scriu acum. Hai, normal că ai încredere da, deja. E foarte importantă încrederea la scris. Cred că, na, la orice, nu doar la scris. Și se obține destul de greu dacă nu ai feedback Pozitiv, dacă nu primești încredere, e foarte puțin probabil să te apuci să scrii și să rupi. Că ai fi făcut-o deja, nu știu da. cum să zic, știi. Și atunci trebuie să vezi din ce. Asta am zis și la Național prima oară când ne-am. nu trebuie să vedeți defectele. Hai să zicem așa, dacă scrierea ar avea, dacă școala de scris ar, um, ar avea trei ani, ce am făcut eu aici cu oamenii ăștia, e primul an. Noi am terminat primul an. Ar trebui să vedeți ce ar putea să devină, nu ce lipsește. Doar. Să vedeți ce lipsește, dar să vedeți în fiecare... Că nu le dați în cap încurajați nu pe că oameni. Că nu au scris bine. E clar că nu e totul... E la început. Și apoi am învățat eu, care nici eu nu știu atât de bine. Că mi-a mi fost foarte greu să accept asta, deși cumva eu cred acum un gând pervers era acolo, că îmi doream. Mi se părea că de fapt, pașii sunt așa, mi-am dorit foarte tare să împărtășesc și altora povestea asta cu scrisul la nivelul meu, cât mă pricep eu. Eu cam cunosc limitele, nu mă păcălesc, nu sunt de la care... Și am zis, dacă pentru mine a fost un drum în viață, dacă eu am putut să-mi să câștig existența, că despre asta e vorba, din scris, de ce să nu dau și altora scurtăturile astea pe care le știu? Poate că nu trebuie să le aplice, dar să -ar, ardă etapele și cumva să ajungă mai repede la, la treaba aia cu uite, îți dau atâția bani, dar scrie și mie nu știu ce, că eu zic că nu e rău. Nu e chiar cel mai rău lucru. Tu ai și făcut vreodată un curs sau... Doar despre cum tot. Să... Nu, da. n-am citit Nic niciodată o carte niciodată despre se scrie și sunt împotrivă okay. total și o să fiu înjurat pe asta, dar... De ce să Pentru că Nu te învață nimeni să scrii. Absolut. Nu poți decât să aplici, adică maxim aplici regula, asta la am zis și eu mici, la mine. Voi nu trebuie să scrieți. Nu... Aici ideea nu e să obținem mai... Maximul vostru să fie scrie aproape ca mimi. Nu, și voi să scrii ca ei. Faceți, eu trebuie, e munca mea să găsesc la voi ce ar putea să se dezvolte. Nu să faceți voi ce-mi place mie, nea, că nu despre asta e vorba. Dar vreau să spun asta, că e important. Eu am, am avut curaj să fac... Uh... Haideți încoace! Eu am avut curaj să fac asta când uh, am zis, domnule, eu nu știu să învăț pe alții să scrie, dar pot să-i învăț ce știu eu despre scris. Și atunci mi s-a părut fer și am zis asta de la început. Dragii mei, n-ați venit să învățați cum se scrie, ați venit să vă spun cam cum fac eu. A fost un workshop știu că uh, a fost o. Uh, uh, Le-am obținut un spe... câte un spectacol lectură. Un spectacol lectură? Da. La ce au scris ei? La cu ce textele scrisii. lor, da. Știu că Gherila a promovat destul de fine. extraordinar toată treaba. a fost toată povestea aia că E un post privat care a, da. a avut îngăduință, cum să spun, și chiar au fost foarte drăguți și le mulțumesc eu că uh, uh, și pe mine m-au ajutat să-i ajut pe uh. ei așa și e, prima oară la Teatrul Național s-au făcut lecturi. Acum avem e, un deal cu Teatrul Bulandra cu Vlad Zamfirescu și cu Teatrul Metropolis cu Radu Nica. De deci e posibil să Ei vedem? Ne să vedem ceva lectur, mai departe. Da, da, da. Lecturi, nu. Ne lecturi cel puțin. Nu ne-a promis nimeni că Da, na, na, na. da, da. Acum depinde de conducerea fiecărui teatru și depinde și de ei să scrie bine, eu îi duc de mână un pas, o, câțiva pași. Acum ne-am prietenit, au numărul meu de telefon, eu pot să-i ajut până la un punct, dar e munca lor, nu e munca mea. Oricum, nu e ușor și nu mi se pare că e interes așa extraordinar pentru asta și n-au încredere că și ai noștri ar putea. Știi, ca la orice, că apucați voi să scrieți. Da. Avem un text de afară care a Avem făcut... Avem un text, a trește 300 de euro. Îl dracul facem pe ăsta ca lumea. Ori eu cred că sunt foarte, foarte mulți talentați și realmente n-au fost îndrumați. -au... Dacă eu am, put, am ajuns în contextul ăsta, poate oricine. <laughs> da, e, da, tu un, vezi ce... zic, e un drum posibil pentru oricine. Acum a scrisul să creezi conținut până la urmă, nu? Uh, Spun, vorbeam cu un prieten la un moment dat că bă, nu trebuie să ajungi Ronaldo dacă ai fi fotbalist. Dar hai să o luăm așa și cu autorii. Dar poți să scriu o emisiune de, emisiune de revelion. Își întreține familia cu asta, nu? Mai bine decât să nu ia niciun casting actor fiind. Categoric. Nu poate să devină un job fotbalist la Gloria Bistrița. Când Gloria Bistrița e în B. E un job, îți iei niște bani, decât, adică dacă nu ai altceva, nu poate să devină o... Și treabă. nu n-ai reușit în altă direcție, că ai tot încercat, poate. Dacă da, nu poate să se deschidă o perspectivă aici, un drum, bă, da, și atunci merită. În sensul că... De ce nu? Ei te-au întrebat ceva, de exemplu, legat de, de, deadline. Cum faci cum faci să... Ei cine? Ei studenții tăi, ei cei de la cursul. Ei, de la, păi Ei la început vor să termine cât mai repede și apoi când încep să înțeleagă cum e, vor să terminăm cât mai târziu, să vedecem, cât mai mult. Eu, cel puțin, asta aș asta fi uh, curios. Cum naiba faci când ai de, ai de scos totul uh, mâine, pentru că depinde o întreagă industrie de ce faci tu? Și cum îmi faci păi Să, să, să uh, tot timpul să scrii, să scrii, să scrii. Păi în nu merg în, în gând. zici dacă mai scriu un episod, dacă mai scriu? Un... Nu știu, da. Păi aici noi facem altceva, noi chiar facem primii pași. Experiență personală, univers cunoscut, oamenii îi ajut să spună poveștile lor, ce i-a marcat, ce vor ei să... Nu e ca la psiholog. Dar sunt lucruri pe care le cunosc. să. Adică învântă. e un teren bătătoric da, decât. de cât. Adică sunt unchiul mătușa sau seamănă cu unchiul cu mătușa. Ei, o platformă erau, așa, un alfabet. Da, un și să hai să vedem, dacă ai vrea să povestești asta, cum reușești să o spui, să ajungă și la noi în sală. Că scriem pentru spectatori. Televiziunea e altă poveste. Nu ne dacă dintre ei vreunii. E, e, la televiziune deja este o industrie, e, e eu cred că e cu totul altceva. De, e nevoie de alt fel de experiență și e, mai, e, e mult mai complicat. Nu mai de calitate, neapărat, dar mai greu de realizat, de dus un proiect de ăsta cu deadline de 24 de episoade. E, și tu cum, e, cum ai reușit să nu. Știu. știu că e stupidă întrebarea, dar Da, cum... nu, că nu de asta. Nu Chiar nu știu cum am reușit. Eu m-am luat foarte în serios. La mine nu a existat altă șansă. Pe mine actoria m-a cam dezamăgit, ca să fiu sincer. Adică mi-am dat seama, nu m-a dezamăgit. Iubesc, îmi place filmul mai mult decât teatru. De să, actoria, adică îmi place să joc mai degrabă decât teatru. Da. Na, nu știu, m-am simțit mai atras de când am descoperit scrisul de varianta asta, de alternativa asta. Și, și la mine, eu mi-am spus, domne, altă variantă nu există și eu nu vreau să mor sărac. E destul de simplu și de... <laughs> și, 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 eu am luat-o că m la șapte și am scris. La șapte, fără un sfert, eram în picioare. Mă rog, am... Acum, în ultima vreme cel puțin, ultimii, acum 10 ani, când am început să scriu pentru ăștia, fierbinciu. Dar și înainte m-am luat foarte în serios. Nu am cui să cer ajutor, nu știu cum să fac, mi-am zis că Practic -am nu ai avut niciun plan La primul B. serial nu, am scris de, cu Chiriac, cel care am scris, ne-am pus pe perete câte 20 de mii. am făcut noi un calcul. La lombarzilor de sau... luam, da. Și am zis... Mă rămân dacă nu luăm noi banii ăștia. Habar n-aveam cum. Și am stat, am și plâns, am făcut și atacuri de panică, mă sufocam. Și apoi să luminează așa odată. Un traseu și... Nu știu, n-am vrut să... Cred că cel mai mare dușman la scris este treaba asta cu să vrei să demonstrezi. Eu nu am zis, nu am zis niciodată că sunt vreun mare autor sau nu am plecat așa la drum. Am fost primul care a recunoscut, atâta știu. Vă trebuie? Și a mai fost o poveste care pe mine m-a așteptat. Nu m-am dus să bat la ușă. N-am zis, nu vreți un text de la mine. Nu știu cum am avut norocul ăsta să zic că mi ne scris și nouă un text. Bă, dar eu nu știu. Da, știi exact aici, da, vreau știi. să ajung să te întreb. La Sir nu n-a fost la început un film de televiziune? L au făcut ei înainte, ei m-au chemat pe mine când au ajuns într-un impas cumva. Ah. Adică am că ei fost... nu mergeau mai departe, se opriseră și au zis hai să încerci și tu ceva de genul ăsta. Deci exista deci de deja un scenariu. Ei aveau un pilot Aha. care a și apărut pe post. Da, da, ăla care Aala a fost mai lung, meu. o oră și ceva. Ăla nu e al meu, nu e treaba mea. Condiția mea a fost să mă îndepărtez de ăla sau nu-i treaba mea. Iau de acolo ce vreau și îmi fac eu cum îmi place. Și mi-au acceptat și atunci am zis ok. Mm -hmm. Am crezut că uh, practic tu ai gândit un film și după aceea au zis... Nu, zis eu am că... luat un ceva, un nucleu așa, pe care l-am l, S l spart și am luat de acolo ce m-a interesat și m-am dus mai departe, pentru că era deja cumva și titlul era deja plătit, mie nu mi-a plăcut nici titlul, cum se numea, mie nu mi-au plăcut multe, dar nici n-aveam bani. Am <laughs> am ziua... câte figuri pot să fac? Dar am cerut asta și am primit de la domnul Sârbu, domnule, fac Ăsta e, am înțeles. Dar de aici încolo fac ce vreau. Mă duc în ce direcție vreau. M a, e ok. Și atunci m-a și apucat Africa, unde dracu mă duc? Nu și am zis, am vrut doar să mă îndepărtez de aia, da. Și mă duc spre ce? Și ușor, ușor mi-am dat seama. Da, a fost și primit bine și am... Bă, că niciodată încredere. nu te gândit că o să dureze atât de mult. Nu că aveai și... de unde să-ți dai nu, seama nu. treaba asta. Mă pregăteam să se oprească. Hai gata, hai gata, hai gata, <laughs> știi? Tot așa. Apoi apare povestea asta cu banii, care e foarte complicată. Este cel mai bun uh, conducător, cel mai bun motiva motivarea cea mai bună. Păi nu, că de la. e un pas acolo între n-am ce să mănânc și ce naiba facem, la. ne ajung banii pe care i-am câștigat? <laughs> nu mai luăm niște mame, mai, mai să am un pic. Și dacă Cine știe când mai... Stai să mai... mai hm? Știi ce? Vreau să te mai întreb ceva. Sunt convins că așa este. Că te-a ajutat foarte tare în aveta pe care ai făcut-o tu cu trenul. Mm. Te-a ajutat foarte Alegat tare. de personaje și, de... și de universul. Și de universul. Oamenii din sat. Acolo Oamenii lumea... din sat. Ist... Dar nu sunt ăștia. Ei nu sunt așa. Doamne ferește. Da. Sunt compția dar discuții, felul în care priveau Felul în care ea, exact, acolo, da. Exact, da. da, pentru că este foarte autentic. Uh, Poate că am o eu, am tras-o eu mai spre. i-am făcut mai urât și mai răi, sigur. Dar acolo erau niște discuții naivă inocente, în care toate lucrurile erau înțelese greșit, era totul, am căpătat altă dimensiune și era frigul, era de fapt, ca, -o, ca la vita e asta, lu, cum îl cheamă? La Italia, vita e bela. La vita e bela. Povestea e e, Totul... Aia, era o poveste a, în afară. Ce mâncăm? Cartofi prăiți cu murători. Da, de fapt, povestea era mai frumoasă decât ce mâncam, știi, și cum i-am obținut și așa. Da, mă împis la da moții dacă îți răi. Ai drag, să fie la ei acolo. Aia mă, să pe vin ăsta. Cumva... Treceau și ei cum știau peste ce greutăți erau atunci. Da, categoric, așa este. Dar a, după aia aflând de că și tu ai făcut naveta către Lehliu și mi-am dat seama că practic vorbele, o parte personajele, nu vorbele, că vorbele sunt puse ca să iasă cum trebuie. Personajele și atmosfera sunt cele pe care le-ai trăit tu. Deci nu... Unele dintre ele, Celentanu, de exemplu, există. Chiar există? am fost coleg care îl polecrisem <laughs> Și L a cerut drepturi da, de autor? Nu, e un prieten bun, dar el este... Uh, dar nu e așa. Nu e el. Normal că nu e așa. Sunt niște lucruri de la el care e așa și... Mă rog, restul sunt uh, inventați. nu Sunt se bucăți așa din unul și din altul. Nu poți să zici ăsta e ăla, ăsta e ăla. Mai sunt nume de acolo care se regăsesc așa. Zic, a, ai zis de mine, nu erai tu. Dar uite, de exemplu, la Lombardilor, apropo de asta după ce am apărut primul episod, m am sunat fratele -mi și mi-a zis, băi, cum ți s-a apărut? Da, mișto, nu știu, dar noi nu suntem chiar așa. Și mi-a zis, păi, nu e vorba despre noi. E, cum adică, patru frați, nu e ce ai, cum să fim noi? Hai mă, lasă. <laughs> ne da, fiind despre apoi na, ne-am lămurit în timp nu s-a supărat, dar e greu să-i spui asta am vrut să spui omului, că el dacă găsești o asemănare zice Gai, tot așa, mă așa. vezi după mine, nu? nu mă, mi-a folosit aia, dar nu are nicio legătură cu tine cum mă are dacă ai zis Costel cum mă cheamă adică și tu... lui ăla îi place nu știu ce, ai mai e clară. Da, și restul <laughs> nu mai contează cât ai muncit tu. Ești și mai jignit, mai, mai făcut pe mine. Să... Wow, wow, wow. Uite, la asta nu mi-a păi să... da. mi trecut prin cap. Da, așa s-a întâmplat. așa am pățit eu. <laughs> nu s-au supărat, nu m-au alergat cu... Că n-a fost atât de clar la nimeni. Nu. Am avut și o grijă să nu jignesc oamenii. Mi am vrut să se bucure, să râdă, nu să le bag de jut te ochi. De regie teatru cum te-ai apucat? <sighs> De regie teatrul m-am apucat pentru că aveam impresia că nu înțeleg domnii regizori textul. Textele, nu fac bine textele mele. <laughs> și să le fac eu mai bine. Nu mi-a ieșit. dar apoi am zis eu, eu, dacă eu le-am scris să mi le stric eu singur. Păi asta, dacă mai vrea cineva să le facă, să le facă, da. <coughs> mă nebunești după regie. Mi-ar plăcea așa să, să povestesc unei distribuții. Uite, așa vreau, asta, 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 ca și mai predau, știi? E, da, Și apoi să facă ce le-ai zis, ori nu e așa. așa. Da. Ori nu e așa. Am avut așa -o -o, să am răbdare, să înțeleg că e compromis, nu poți să faci textul cum mai vrut, nici când l-am făcut eu, nu iese cum, iese așa un 60-70%. Câteodată au ei idei mai bune, mai zic, bă, dar nu mai bine așa. Și am îmbătrânit și am devenit mai, mai înțelept. Mai înțelep, mai înțelep, Știu că la început că... te cam enerva când A, nu, -ți, nu ți se spunea textul, acum te mai. Pai, nu, la acum nu Bă, Nu, nu m-am învățat aminte, nu mă mai duc să văd. <laughs> că, <laughs> cum nu te duci să văd? Nu te duci să vezi duc, textul tău? Rar, mă duc, rar, mă duc, rar mă duc. Am rar. avut o perioadă când le-am și interzis și nici nu le-am lăsat. Cum adică le. A, nu-ți nu, nu mai dai dreptul? Da, pentru că știam că sunt proaste. Mă, și, și venea lumea și, -și, și, -și sunt bune. Băi, ce ne-a plăcut. Și intrăm așa într-o paranoia și bă, dar hai dracu să le opresc. Și de lui mai face vreodată, lui mai face. Apoi au apărut conjuncturi de astea. Te rog eu mult, mimi, am mă, ce cu noi? Nouă ne place. Ei supărat, băi, da, să ne să-l facem. <laughs> și începeam eu, băi, știi, piesa nu e, mamă, te dai special. Și ziceam, bine, mă, face tu. Dar nu mă duceam să văd. Și ziceam, sunt plecat, am o problemă, joi, când e? Ah, chiar atunci, Am o... zis că e bine, știi? Dar mă menajam așa, știi? Nu că ar fi făcut toți prostii, da, așa mi-am... Am închis eu, am zis, lasă pa, să vă fie bine acolo. Și acum? Acum mă mai duc, am mai fost așa să le văd și... Da, dacă mi le-am stricat eu, ce să mai fie? că m-am luptat eu cu ele și nu mi-a ieșit. Am zis, e, atunci îi înțeleg și pe ei. La mine a fost problema. Ia să scriu eu mai bine, să încerc să scriu mai bine și să mă opresc aici. Deși îmi place, acum am și place să regizez, glumez, na, dar nu așa, nu e pasiunea vieții mea. Îmi place mai mult să scriu. Da film? Să regizez film? Nu, no, este întreprindere, să stai toată ziua după fiecare program. Nu. Prea complicat. Scriu. E o muncă, aia trebuie, trebuie niște, și trebuie fiecare cadru să-l visez, să ai o chestie. Și eu nu văd așa, nu am. Eu îmi place nu vezi in, Adică nu vezi in, nu, uh, imagine, acolo, în, în imagine, din e oricum, e universul la mine și tot ce am scris, personajele sunt. E cel mai bun exemplu cu fierbințiu. Eu scriu cu aia din capul meu, nu am nicio legătură cu actorii care joacă. Am îmbunătățit pentru fiecare cât de bine am putut, am mers în zonă poate actorul mai bine. Ta, da, eu nu scriu pentru Vâncică. Eu scriu, îl scriu când am scris, când am pentru Celentano. Celentano al meu nu e Vâncică. Vâncică face extraordinar ce face, asta e altă discuție, și fiecare dintre ei. Dar nu sunt ăia de la că și începe să zic, băi, nu e bine, trebuia mai nu știu cum. Așa, ia faceți voi munca voastră și... Și la fel în teatru, nu scrincioată niciodată pentru un actor. Nu, Vreau să fac nu, o piesă nu. de teatru Am cu gândul la actorul. Dată pentru tale. Șerban Ionescu, într-o telenovelă la Antena 1, era un rol care știam că o să-l joace el și m-am și bucurat, Dumnezeu să-l și să-l În rest, nu. N-am, că mă... E și așa, o... e greu Așa pot, dacă știu că joci tu, ă, s-ar putea să nu fie un, un, un serviciu. Să, fac să, facă să un fie un serviciu. Da. Că nu, te văd într-un fel așa, dacă am scrie împreună sau dacă am face împreună treaba aia, da, s-ar putea să ne ajute să descoperim lucruri noi. Dar da. ai nevoie de timp. Așa. Că și, eu, și mie mi s-a spus, băi, mie asta am scris-o pentru tine. Mă uitam și așa nu are nicio legătură, fraților. ce, ce, ce e din mine aici? Și, da, Sunt proiecțiile fiecăruia în capul altuia. Da, tu ai putea autor. să faci, nu știu cum, te gândești așa sunt eu, abar n-am cum te, eu așa mă gândeam, ce drag cum că eu nu sunt ăsta, mă, mă ligă ăsta, da? Na, bine, ok. <laughs> Af afară, la multe proiecte, sunt mulți la o masă rotundă sau pătrată sau cum o fie ea și scriu toți în brainstorming acolo. Păi asta e la televiziune, da, la Așa televiziune. Aia, da. Am uh, încercat și eu, mi-au dat, încercat o... Să mi dat o echipă la început și n-am fost în stare. N-ai putut. Nu. Nu ne-am înțeles la umor. Ok. Adică și acolo eu a trebuit să zic stop pentru că oamenii râdeau și eu nu râdeam. Și noi nu... suntem în dificultate. Mie nu mi se pare comic ce scriu. tu. Și nu știu cum să te fac să scrii să fie comic. Și le zicea, păi mie mi se pare comic. Păi, Atunci, nici o Sănătate Ce și du-te tu și faci comediile tale și lasă-mă pe mine să le fac fără niciun fel de supărare. Dar da, realmente da. n-am știut. Și râdeau că îi vedeam, că râdeau cu poftă, citeau și râdeau. Și așa și am văzut de râs. La ce dracu' fi râzând ăștia? Da. Și, și nici în, în alt context. N-ai mai încercat să scrii alături de cineva, nu? Nu, am scris cu chiriac. Cu chiriac am scris lombardilor și fetele marinarului. Și apoi ne-am opșit. Okay. Luat eu tot fierbința în brațe. A, și la fierbinți ai scris singur? Da. Mi se pare o, o, o muncă titanică. Deci mă ia, anxieta, este. mă ia anxietatea numai când mă gândesc cum... dacă nu merg banii... Cu... Da. da, mă, dar Zul. trebuie Zul. și creativitatea, Știu, trebuie, da, trebuie, trebuie de și de duci, în cap. Adică... adică nu poți să scrii continuu. Mm -hmm. Trebuie tot timpul să ai o ieșire în altă parte, să, să faci altceva ca să... Păi da, e un pic de, o, de autism. ca N-am făcut decât a, aia. Eu niște înțeleg. ani de zile ca în mină, așa m-am simțit că m-am întors. Um, când, realmente cel mai mare câștig a fost când am învățat să adorm noaptea fără să mă mai gândesc la ce urs o să scriu mâine sau la ce tocmai am terminat de scris și trebuie Mamă. să termin mâine. Că era genitor. așa un ceva care nu să... Și fiind povestea asta cu sărăcia mm. în spate... Îmi dădeam seama că e o oportunitate pe care nu pot să o ratez. Și atunci cum naiba să fac? Cum să pot eu să... Și am... s-a putut, habar nu am cum, dar tot așa ca o armată a fost la mine. Am stat cu laptopul ăla în brațe de... Ne -a... Ne -a... Ne -a... Și, Hai, și că în mai... momentul în care mai apăreau diferite, uh, diferite oportunități pe partea de actorie, nu știu cum a fost, no, era mai... Nevada sau ceva, da, eu era acolo... o refulare, nu? Adică era acolo Atât de greu mi se părea scris în perioada aia când era pe creștere, așa, fierbințiu, că îmi imaginam că mă duc să joc într-un film ca să mă relaxez. Păi da. Ori n-am pățit așa. <răză> <răză> și atunci nu m-am mai dus la film. Probabil că nici Cristi Puiu nu e no. un regizor unde să fii relaxat, da, pentru că nu, are tot felul de cerințe. Nu știu, și... nu comentez, dar atunci da. nu, nu, nu mai e și cum am cum... Adică n-a fost o relaxare de la scris. Nu, că da. În sensul, nu că să m-am dus acolo ca în vacanță, dar am crezut că... Da, că te scoate din rutina zilnică. Da. Ducându-mă interesat și dorindu-mă să fac cât de bine să poate. Da. Am și eu limitele mele. În, în orice direcție mă uit, am limite. Păi da, nu ești om? Păi doar nu ești fi perfectul. Da, așa e, da. Te prinzi mai greu. <laughs> Uite, acum înțelepciunea, vezi că a ajuns la un anumit grad. Ți se pare câteodată că... Pentru mine e unul dintre cele mai bune filme românești era Nevada. Să română. Pentru mine, nu știu. Eu, eu. am jucat doar un rol acolo. Da. Toate complimentele sunt pentru Cristi Pui. Da. Să facem și o, o rubrică Mai este o chestie pe care noi ne dorim să o aflăm de la invitații noștri. Căutăm prin arhivele tale, că nu avem cum altfel, niște fotografii. Noi nu, fotografiile sunt expuse de tine, deci nu sunt furate din altă parte, dar nu știm poveștile, pentru că fiecare poză, fiecare fotografie are o, are o, Așa. Are o poveste în spate și poate ne ajută să ne. Ce no, zici? E. Începem? Uite, asta ar fi prima. Asta e de când eram student, am găsit-o și -o pe net, pe Facebook, de la Sighișoara, cred că eram anul 1 sau anul 2. Mamă! Deci, da, și asta făceam, plimbam. plimbam și plimbai cadavre. Și, și luam 15 plimbă. lei, nu știu, dar toți am făcut asta, dar era, era, mai mult cu mai mult. La, la, festivalul medieval la festivalul din, din medieval, Sighișoara? Unii făceau statui, unii făceau așa, unii mergeau la scheleți. Nu știu, da. Nu știu, nici nu știu ce făceam. Dar mai ții minte da. ce perioadă, adică anul? Păi dacă era anul întâi, 2007 ar trebui. 2007, nu? 2007, poate 2008. Ii, băie, frate, mă. Nu 2007, 1997, nu. 97, în 2000 am terminat. Păi m-am speriat și eu da, 2007. Da, da. Că nu, da, nu. Stai în că 2000, de, fapt, Mimie, de fapt chiar are 40 de ani. -a, da, nu, 9, în 2000 am terminat. În 2000 să, terminat în 96, 97. În 96 am intrat și cred că e, da, în vara, prima vară sau după primul an. De acolo, hai, hai să mergem mai departe. Asta este... elegant. Ele, asta, asta este gara fost, Eu scriam deja fierbinte aici și am fost acasă la Alehliu odată. Și i-am zis pentru cunoscători să să le arăt cum, cum este de adevărat la de locul. De vin, da. De la Lehliu, da. E. Nu mai știu ce da, Tu mai ții minte, în ce leziu, exista ceva să te lege de gara aia? De ce te întreb? Pentru că eu, având rude în călăraș, schimbam în ciulnița. Și în ciulnița, în anii mm -hmm. 70-80, exista, se făceau merdenele în gara. Da. Bă, frate, era... Deci oricum veneam, plecam, trebuia neapărat să mâncăm o merdenea pentru și că... Și la Rehliu se făceau. Se făceau și la leh... Deci exista... Mergenele, covrigi, gogoși se făceau. Aha. Gogoșerie. Gogoșerie. erau Go eram în liceu, erau pua, niște gogoși de-alea. Doilea era una. Da. Nici nu cred că am mai mâncat vreodată cu gustul ăla. Scovergi, gogoși, de-alea așa rotunde. Rotunde. Nu... Da, așa, Și răsucite. Mirosul ăla de Asta e din periferic. Din periferic, și nu? Și el e Bogdana Petri, dacă nu știți, e regizorul. E și profesor la Columbia University acum. Mamă film. ce bine! Da. Uh, un, un regizor care m-a înțeles extraordinar și un regizor foarte bun. Uh, chiar mi-a plăcut să lucrez cu el. Și aici era scena cu accidentul, nu știu, râdea de mine. Probabil <laughs> ne ziceam niște prostii, făceam mișto unul de alt. Foarte dar relaxat. Ai nu? o față pe cuvântă. De... Mi-a plăcut tare de el, da. Și îmi place când ne știm. Next. Asta la ziua... Am lucrat... Am avut norocul să lucrez și cu domnul Besoiu la Lombarzilor. La Lombarzilor, exact. Și cu domnul Rebenjuc, v-am zis, la... În mai multe. mai ani. multe. Și aici i-am prins, dar nu mai știu a cui... Cât Cred sunt... că era ziua lui Gigi Frim sau ceva... Și văzându-i așa, m-am băgat să facem și noi o poză și da. Că la blandra, este... la icoane, e în spate acolo. Adică jos în foaier, dar... Asta e la teatru? la teatru, Chiar da. la teatru este? Da, 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 da. Asta, Asta e un noi. Asta e gunoierul în primul an, atunci, nu știu. Dar oare unde este? La, la act, Ofi? La la, 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 la la act, la act. Este, act este, nu? Da, da, la da, da, dacă se văd strapontinele la în spate. Uite ce decor elaborat. Amă, că ți a luat ceva timp să faci pungile. Da. Nu, apropo de povestea cu decorurile scumpe și așa, știi. Dar asta e peste 20 de ani, așa? -i? De când da. e? Da. De vechime? Da. E, 2002? Cam așa. 2003? Cam, cam 20 de ani cam, cred că sunt. Cam așa, hmm. pe acolo, da. Mamă, mamă. Hai să trecem repede peste. Aia. <laughs> aia, și aici cam... e tot la Sighișoara cu nevastă mea. Aici, de ne. -a... Deja erați împreună e, în anul nu, Aici de nu eram. Ea era, nu mai știu ce juca, eu jucam pulcinela și ea juca rozeta în aceeași piesă. Și mi-a plăcut mereu de ea, eu eram pe acolo. Am înțeles, <laughs> eu eram am înțeles. prin zonă. Păi văd că este, da. ai o, a, așa, o atitudine. Odată dată deveneam simpatic. <laughs> asta e tot de la periferic. Da, da. Jucat un pește proxenet rău, o ceva, nu știu, mai știu. Și în dreapta tot Bogdan, nu? Bogdan, da. Și de asta? Ai, da, mai. Am găsit foarte multe imagini cu tine la pescuit. Ești... Asta e o mare păcăleală. Da? da? Nu e, ăla nu e pește, clar. Ba e. da, e pește și cred că cu bobonete eram și stăteam, pescuiam și altcineva prinsese un pește, peștele ăsta, și firul trecea nailonul, guta, cum se pe așa. Și a tras-o, nu știu cum, a făcut bobonete, o manevră, de -am, până acolo a l a scos. Dar nu era prins de noi. Și hai repede să facem poze cu el. El a zis, Bubonit, a zis vreodată povestea asta? Nu știu. Sau -a a zis tot timpul la că el nu i el. Asta sigur e acolo, nu știu pe unde, pun. Oltenia, pun habar de unde, Alexandria, nu știu e babana, adică. Dar e... înțeleg un... că e... Eu la eu... imens, nu poți să prinzi așa ceva. Păi el lui la rupsese de seara firul și ăsta tot umbla și ne-am prins noi firul. A, și au fost mai mulți oameni la scosul peșterului. Era oposit, era mort sărac aproape când l-am prins noi. Era da, obosit. Așa de bine. Așa de, uite ce am prins. Păi data are și vreo 15 kg, cred că are. Vimare? mare era. Era uriaș. A, 50, 100 de kg, Așa se zice la pescare. Așa. Da, da, corect, scuză-mă. Ridică -o la pătrat tot timpul. Mm. Și poza ai da. făcută. Rait mi se pare că a făcut-o. Că bă, stai mă, că trebuie făcută așa mai, ca să pară mai... Să deci, fie adâncime, adâncim, da, da, da. da totul și pic... Nu e așa, am pus un pește a, și... Voi credeți că... Păi ne-am întâlnit noi cu eu cel puțin, niciodată cu așa ceva. Cred că astea au fost, nu? Asta. Da. Dar da. asta e o pasiune a ta, nu? Tata Sau... a fost un mare pescar și eu din când în când am așa mă apucă Aha. și mă mai duc să pescuiesc. Și dați mai cu Sheffield, cu de-astea, nu-ți nu da. dă la mine, nu place să dau... Uh, să prind pește și să-i dau drumul? Adică nu-mi place ăsta sportiv așa, că mai bine nu-l mai prind. Dacă tot da, dau și drumul, mie mi se pare. Și atunci prind așa. Mă, e mai, mă duc, dau, îi dau șanse mari peștelui, adică nu mă duc cu scule ca lumea. De dacă te prinde ești prost. Da, da, da. Sigur da. că îi dau drumul, dar prefer să nu-l prind Să nu ajungem în situație și atunci nu am așa niște scule, nu sunt un Da, dar adică nu-ți faci nici program că, bă, duminica asta trebuie neapărat să mă duc, nu. am pierdut la baltă. Îmi place dimineața pe baltă, așa. Dar noi când eram mici mergeam cu undiță, pescuiam la plută, era cu totul și totul altă. Și luam peștele acasă și îl mâncam, fraților. Exact. Și era o bucurie căram ăla, era șapte pești. Abia așteptam să mama săracă era o de... era o victorie. O... Acum a și asta. Că și la vânătoare ar trebui să facem la fel, nu? La vânătoare? Dar și vânezi? Nu, ar trebui îl împuși și dai drumul după aia. Că nu sau cum. De ce îl chinui pe ăsta săracul? Îi dai alea în Glumesc. Nu, nu am A încercat lucru. și el, săracă, da. Vă uitați, amândoi la fel, am zis... Înseamnă da? că am am dat-o la -o, am aici. -o. Nu, dar nici nu are rost să lucrez cu noi doi, că noi nu înțelegem. să jucați la mine? Sunt regizori care montează. Sunt <laughs> alții da mai buni. Cu mine e complicat, că eu vreau într-un anume fel și... Da, 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 da. Ai mai vrea să, să scrii pentru televiziune? Adică alt proiect? Te-ai mai băga în alt proiect? Nu așa... Nu așa mai, de mare, da. nu? Adică ai vrea să poți să faci și alte lucruri pe lângă, să nu ți ocupi atât de Mi-ar plăcea dare. să pornesc, dar nu e un gând așa clar, un proiect, să avem și noi un serial de ăsta care să ruleze seară de seară, un Dallas. La nu neapărat un Dallas, dar așa, nu o să rupă gura târgului, dar nu o prostie. Okay. Care să intre toți ăștia amici care, care cumva să, să... fie un loc unde adică să... Că să le dai o pâine de mâncat și, și cristige, ăsta de termină facultatea Nu că le dau eu, și actorii, dar și autorii mă și reu, au, autor, Exact autor, aici okay. vreau să ajung pentru Să că... scrie să-și facă mâna și să fie ceva așa, ca să dureze 400 de ani. Dar de bun gust, nu să încă o dată zic, nu să picky blinders, dar nici să. o rușine. Cumva un proiect decent, educativ, cumva, să vadă lumea, să nu fie rușine să lași copilul sau frică, să mai. aibă și niște pilde, niște. da... Proiect așa de, de TVR, cum să-i zic, știi, de cum cred eu că, sau o televiziune, nu, așa, de daia națională, știi, să stea seară de seară pe post un produs decent de nota șapte. Mi-ar plăcea să ajut sau să fiu într-o poveste de asta, nu să iau eu banii sau să fiu eu, dar să intre toți ăștia mici, știi, pac, 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 să le dea încredere, să-și facă mâna. Asta mi-ar plăcea. Sau o miniserie a mea, să fac eu cinci episoade. Pentru că asta am observat că e o problemă, o problemă, Eu, un dat în televiziunea din România, în afară de la Sfierbind și poate vreo două producții la Antena 1, nu există, nu au încredere producătorii în autorii români. Indiferent ce le propui, nu e bine. Mai bine cumpără turcești, mai bine cumpără din altă parte. Pe care le adaptează. Pe care le adaptează și mie nu-mi plac chestiile. Îți spun sincer. Adică, de ce nu... Mă abțin. Nu. Da, nici eu nu sunt de acord și nu cred că e ok. Povestea asta cu adaptatul... Nu sunt de fapt niște adaptări, ei nu mai nu respectă povestea aia, devine altceva care nici pe nu-i avantajează nici pe ăștia. Deci nu-i pune pe ăștia care adaptează să scrie un... Serial. Să scrie da. da, da, se poate și așa atunci. Nu știu, nu o înțeleg nici multe lucruri. Eu asta, asta nu o înțeleg și mă, e frustrant pentru autor, pentru toată lumea. Dezvă, nu au cum de unde, unde să apară autorii ăștia dacă, dacă nu noi, se pun la muncă. Dacă nu, știu, dacă nu i sprijini un pic în doamne Categoric, absolut de acord. E o rahat afară și îl mai mermelești un pic pe aici de-l faci, nu de mai înțelegi care e măsa, care e tasul și te bucuri și îl dai pe post, și nu riști cu niște dăștia mici Dă-le, domne, normal că greșesc, normal că mai fac niște rahaturi, da, așa învață. Nu le da toți banii din lume. Dă-le niște bani să trăiască, că și ei Au și -aia iubite, unii au copii, unii au, domne, da, au frate? chiria de plătit mami sunt, ai noștri sunt scriitori și ce mâncăm? Nimic. Păi dă-i un sprijin. Fă ce contract vrei cu ei, ia-le comisioane, ia-le, habar n-am, dar dă-le speranța asta, cum mi-ar plăcea foarte tare ca toate teatrele să aibă angajați și câte, un dramaturg tânăr. Da, oh, da, da, da. Da. Dom'le, ăla să aibă grijă pentru trupa teatrului, obligația lui să fie, să scrie odată pe an habar nu am un da, text. Un, un proiect, îi un dă proiect și 2-3 mii și de lei pe lună, nu corect. mai mult, dar banii ăștia să dau și nu sunt și actori pe care îi angajez și nu, și nu fac, fac nimic. treabă de banii Măcar asta nu știu, uite, am șapte actori sau trei care nu joacă. Treaba ta e să scrii pentru ei un text. Și bănuiesc că de la an la an, sigur, el ar putea să facă și altceva, dar ar avea grija asta, ar avea treaba asta. Cineva i-ar cere să facă ceva, că asta e problema. Asta îmi zic și ăștia mici. Bă, mimi, noi le scriem și ce facem cu ele? Deți insertar. Păi nu știu ce să facem cu ele. Eu facem lectură și... Eu le-am păcălit. Întrebat un... și eu ce se întâmplă. În afară, păi în da, acela. eu i-am păcălit cumva, deși poate că știu mai mult și dau seama că nu e... Domne, e primul an și le aruncăm. Voi scrieți mai departe lucru care e adevărat, dar Parec. bineînțeles că vor să facă ceva și cu asta. Normală, Normal, că normal. Că nu ți doar niște exerciții, toate au lucruri bune sau ar putea, putea să devină mai bune dacă le-ar acorda mai multă atenție, dacă tu ai fi directorul de teatru aici, băi, flăcău, mie îmi place textul ăsta, dar hai să mai vorbim despre el, poate te mai uiți dată. poate și îți dau și eu 2 trei mii de euro sau 5 sau 10. Și atunci tu cu banii a zici, dacă vreau banii Ia să mă gândesc. Așa e, e mai mult o pasiune. Stau așa și scriu niște lucruri de care nu are nimeni nevoie. Din păcate. Ori ar trebui să stea altfel lucrurile. Oricum tu ca producător riști în momentul în care te apuci de un produs. Dar eu cred că... Hai mă că nu riscă 100 de mii de milioane de nu, să ia 3-4 de ăștia. 3 acolo, 3 acolo. să spune că e, e oricum un risc. Că tu iei o, o chestie turcească și o adaptezi. Sau că tu încerci să vii cu nu știu cu ceva nou cu, cu o, o altă propunere, oricum e un risc, dar eu cred că mindsetul lor și ei se gândesc că riscă mai puțin pentru că au luat o chestie care a funcționat în nu știu unde, Aici știi? Cred asta că e dreptate. problema. Eu cred că și aș merge că mai departe. Că tot e riscul. Fără riscul vreau, e oriunde dacă așa. Fără să, să vreau să jignesc pe nimeni, cred că lipsește un pic și competența. Ai un prea cred că pot să identifice uh, ceva pe care să parieze. Pe de altă parte, nici nu prea cred că mulți, nu toți, nu se pricep. Nu au ab 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 abilitatea de a vedea într-un text ce lipsește și a, a propune niște schimbări care să facă textul mai bun. Cu nu pași. există. Dar atunci, luăm de la aia. Da, la aia dar, dar. exact ce ai spus tu, că doar nu-l traduci cuvânt cu cuvânt, îl adaptezi și când îl adaptezi deja de la episodul nu știu care se duce în aib, iar din sezonul 2, dacă a fost succes, intervine cu totul. Nu mă, pricep, dar cred că e și aici o șmecherie, că plătesc drepturi numai pentru nu știu cum și de acolo fac ei și nu mai... Am înțeles. Aici nu mă... de-aia, dar nu sunt sigur, nu, nu știu, habar nu am, de-aia o ia povestea să duce pe Nino Nino, că nu mai are legătură cu originalul, e cum ar venit. Da, 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 da. Și cred că mai fac o chestie, cred că ei se uită la ce, cerere e la nivel internațional, la nivel global, și în funcție de asta ei încearcă și tot încearcă pe pe, pe, știi, pe partea aia, adică ce se, ce se, la ce se uită oamenii acum worldwide? Se uită la true crime. Hai să facem true crime și facem true crime odată și facem true crime de două ori și tot încercăm pe chestia asta chiar dacă în, în bula ta și în societatea ta chestia asta nu... Prea merge, știi? La și no poate ar merge alte lucruri. scuze. De la noi toți, scuza mă tu, la noi toate, cunosc mulți oameni din business care au toate sculele, cum ar veni. Domnule, hai mă să facem ceva, primesc telefoane, am tot ce trebuie, dar n-au text, n-au conținut. Or, eu nu înțeleg de ce nu investește nimeni serios în povestea asta. Că drumul e invers, hai să avem ce să filmăm și după aia vedem cu ce filmăm. Nu avem. Toate scurile, dar nu avem ce să filmăm, și atunci apare orice poveste posibilă. Corect, nu? corect. Nu, nu înțeleg. Nu de investește că, în nimeni. Ai că că Nu sunt atâtea costuri, nu e atât de complicat. La creație nu e atât de complicat, că ești tu cu un laptop în față, dar trebuie. Sigur că ai nevoie de îndrumare. Nu, eu nu am competența asta, am până la un punct, dar bănuiesc că adică sunt atâția oameni care pot să dea un feedback, care pot să ajute. Dar nu există nici la IATC sau la o școală de litere, nu există dramaturgie. Să, să știi să scrii așa ceva. Da, cred că acum mai ceva. nou de câțiva ani este A, este scenaristică, o, este și sunt, cred că și master. Cred că și la. Poate un master. Scrie. Când da. făceam eu facultatea acum 15 ani. Nu scriitoriam am amândoi, da. Când făceam eu facultatea nu era, dar mai acum este. Era, nu? E. Acum da. este, da. Știu că sunt se predă acolo. Și foarte bine. Am văzut acum că au apărut tot felul de joburi de scris, ceea ce mi se pare că e în regulă și hai că poate, nu știu. Dar tot problema. nu rămâne. există în continuare. Deși e nevoie, ca mulți, încă o dată zic, dar și concursul de la CNC e așa, nu? Scenariul e ultimul notat. Cumva dacă regizor are notă mare mm. și casa de producție are notă mare, scenariul poate să fie mai și mic. Mai contează, că vezi, Doamne, îți garantează ei că vor face din povestea aia care n-a luat notă mare un film mai bun. Când povestea ori, ar trebui să fie portată cel mai bine, nu? Nu știu, nu ar trebui să ai o poveste, încă o dată zic, domne, am o poveste extraordinară pe care vreau să o filmez. Nu am tot ce toate sculele, dar n-am poveste. Eu nu înțeleg asta, mie nu-mi intră în cap. Cum adică ia casa de producție 10, ia regizorul 10 și pot, pe bună dreptate, dar ia concursul, ia finanțare cu un scenariu de 4. Dar și zici, cine, nota de 4 este și dată cum? de cine? Că de jurii, la, de comis, de asta ne venim la competențe, exact știu, la ce vorbim. Nu, da, nu, eu, lasă nota, ai dreptate și cu asta. Ai altă discuție, dar cum nu premiezi, cum nu, nu e prioritară povestea asta? Dar povestea este obligatorie. Nu Când faci Întotdeauna un film trebuie să încep după de la poveste, idee. da. Adică tu, ai, tu ai luat ursul de aur, Gata, ai 10. Tu ai toate sculele și ai... Da, da, am filmul, și eu 10. Ai și tu 10. Și ce filmăm? Mă, păi asta, că vedem noi. Dar voi ați luat. Și mi aruncați acolo orice rahadă poveste că eu am garanția că voi, de fapt, veți face treaba bună, că ați confirmat deja. Păi așa nu mai intră niciodată. Ăștia mici n-au cum să intre. Păi da, Ei n-au note ești... mari, n-au case de producție. Absolut. Dar poate că au o poveste misto, dar dacă povestea, nota mare la scenariu e mai puțin valoroasă decât nota casei de producție, atunci lucrurile vor rămâne așa până elefanții se vor retrage. Știu, acum nu știu dacă stau chiar așa lucruri, dar mi s-a părut un subiect. <laughs> Vezi că acum și râdem, deci am, am început am să -și... o glumă. Ai văzut? Nu, v-ați mai, mai și relaxat. v mai și relaxat. <laughs> da, dar eram și foarte speriați la început, nu știu Era de ce. Să te aici. Păi să facem Eu... și niște Patreon, domnul? <puh> da, așa ar trebui. Uh, am o rugăminte, mai stăm 10 minute, închidem aici cu prietenii noștri care se uită pe YouTube și te o să te mai rugăm 10 minute să facem un mic chestionar chestii fixe. Chestii fixe, întrebare, răspuns exact foarte. Exact ce rapid. place, ce este, mai Știu moșe. că ești fiert pe astea da, și. Nu sunt, da. Da, da, da. Ne-am gândit că-ți ar face bine și ție și. Ca să plec chiar supărat. Dar ai distractivă, totuși. Nu noi, aș, noi așa zicem. Nu știu cum răspunzi tu, dar întrebările așa se doresc. Am zis că vin? Aoleo, pot să am. mai zic acum că. Nu mai pot să zici nimic. Mulțumim, oameni Mulțumim. Traj, prieten. Mulțumim. Mulțumim. Așteptăm și săptămâna viitoare. La revedere.